Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Tema acestei serii am intitulat-o Amintiri despre viitor. Bineînțeles, nu vom vorbi despre celebra carte a lui von Däniken, ci cu totul și cu alte teme care se leagă de știința prezentului și a viitorului. Din cuprins pot să subliniez următoarele tematici: Elon Musk și implanturile de chipuri în creier, revoluția inteligenței artificiale, Ameca, robotul cu expresii faciale, Canon, androidul călugăr din Japonia, avionul cu propulsie ionică realizat de MIT și robotul spion care imită piatra. Alături de mine, invitatul serii nu poate fi nimeni altul decât medicul și scriitorul de literatură science fiction, Florin Haidama. Bună seara, Florin! Bună seara! Bună seara! Bineînțeles că numai cu tine pot face astfel de emisiuni. Da! Ești open mind în aceste tematici și trebuie să subliniez faptul că abia aștept să apară și ultima carte. Da, 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 da. Dar nu chiar ultima, că ele vor mai fi. Îmi pare rău că nu o scoți la lumină anul ăsta, probabil în primul trimestru din 2022. Probabil la anul viitor, da, da. Adică probabil în mod sigur. În mod sigur, pentru că acum ești timpul scurt, sunt alte proiecte pe masă, sunt mai multe chestiuni. Dar nu spunem nimic despre titlu și încă despre... Încă nu. La momentul oportun. Hai să procedăm la treabă, că e multe de zis vorba cu eu. Da. Elon Musk și implantarea chipurilor pe creier. În primul rând aș dori ca să discutăm legat de acest multimiliardar și om al vremurilor noastre și al viitorului care bate puternic la ușă, despre una din declarațiile sale, o consider ușor controversată, paradoxală în contextul altor analize făcute de oameni de știință, dar și aici este o dezbatere. El spune așa: cred că unul dintre cele mai mari riscuri pentru civilizație este rata scăzută a natalității și scăderea rapidă a natalității. Dacă oamenii nu vor avea mai mulți copii, civilizația se va prăbuși. Rețineți cuvintele mele. Însă, un studiu realizat la Universitatea Lund din Suedia din 2017 a arătat că un copil venit pe lume în țările dezvoltate lasă o amprentă de carbon uriașă. În acest sens, autorii studiului au recomandat ca oamenii să aibă cât mai puțini copii posibil pentru a reduce astfel emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a proteja planeta Terra. Bun. Iată două concepții total opuse. Unul spune că hai să ne mulțim, ceilalți, o tabără întreagă, spun: opa, mai stați puțin, vă mai mulțiți, că și așa suntem prea mulți. 7,9 miliarde, aproape de 8 miliarde, se apropie, da, contorul. cam aici sunt da. Cifrele populației planetei la ora actuală. Eu cred că totuși, dincolo de paradoxul ăsta, pentru că ceea ce afirmă Elon Musk este un paradox. Adică unii spun: băi, suntem prea mulți, consumăm prea mult, resursele sunt pe sfârșite. Vine el și spune că nu este adevărat, fără a avea o natalitate mai mare, civilizația s-ar putea prăbuși. Din ce îl cunoaștem noi și din cât am mai vorbit noi despre el, omul ăsta nu vorbește prostii. Omul ăsta știe foarte bine ce vorbește. El este un vizionar. El este un tip ancorat foarte puternic în viitor. Indiferent în ce prezent trăiește, el este foarte ancorat în viitor. Acum, făcând o paranteză, vremurile actuale de ceva ani, eu așa percep, sunt caracterizate printr-o comprimare puternică a timpului. Nu cred, după cum vorbeam și noi, nu cred că s-a schimbat ceva în rotația planetei, în mișcarea planetei conform mecanicii cerești. Nu cred că s-a schimbat ceva. Însă s-a schimbat modul nostru de percepție al timpului. Astăzi e luni, mâine vineri. Deci, practic, parcă ziua trece cât ai clipit din ochi. Este un pic mai complicat de treaba. Atunci, ca și discuții, vorbim despre altceva. Viitorul nu mai înseamnă decenii. S-ar putea, la un moment dat,
mergând pe panta asta, ca prezentul să fie mult mai aproape de viitor decât credem noi. Când ne referim la viitor, eu cred că de acum înainte, ca scriitor sau în toate lucrările mele, la viitor mă voi referi la ceva ce se va întâmpla în câteva secole. Pentru că deja să vorbești despre ceea ce se va întâmpla în câteva decenii este cum ai vorbit la prezent. Aici este o comprimare a timpului foarte puternică. Acum revenind la Elon Musk, este posibil ca el să aibă dreptate cu o singură condiție și este realizabil ceea ce spune el. Să dai și să creezi spațiu locuibil, chiar spațiu verde, din zonele care acum nu sunt așa populate. Africa, poți să încerci ceva acolo. Am văzut Arabia Saudită și conturează un... Smart City-urile, sigur că da. Smart City. Amazon, pădurea amazoniană, Antarctica. Păi da, când vorbim de pădurea amazoniană, ne aducem aminte de incendiile devastatoare și supoziția care se află în spate, precum că acolo vor să se extindă și să facă terenuri locuibile. Devine plauzibilă treaba. Iar Antarctica, iarăși o regiune foarte întinsă a globului pământesc, unde... Care ascunde multe secrete. Exact. Unde s-ar putea să ne extindem. Într-adevăr, 8 miliarde de ființe umane pe suprafața actuală este enorm. Este foarte mult. Practic, ei nu vor mai avea loc. Să ne gândim că ne vom dubla în următoarele două secole. Ce se întâmplă? Unde? Cum gestionăm lipsa asta de spațiu? Fizic. Fizic. Populația dublată, să spunem, va avea nevoie de multe, de mâncare, de mașini, de un întreg circuit. Ce faci? Da, e adevărat, Florin, așa, ai și tu dreptate, punctul tău de vedere este salutar, ideea este însă următoarea. Să ne aducem aminte, de exemplu, cu 4-5 ani în urmă, China a adoptat o lege prin care dă voie la populație să aibă al doilea copil. Pe considerentul că populația a îmbătrânit și viitorul nu poate fi asigurat de populația îmbătrânită și au nevoie de tineri, vașnici muncitori. În al doilea rând, nu numai în China, dar întreaga Europa, bătrânul continent, se manifestă polarizarea societății. Vom vedea și în multe studii făcute de autori care urmăresc aceste fenomene și ajung la concluzia că vor apărea două caste, casta celor bogați și casta celor săraci. Casta celor săraci este ușor zi pe zi ce trece din ce în ce mai vizibilă. E adevărat că în zonele pauperizate natalitatea e mai crescută, însă la zonele intelectuale nu o să mai vedem acest lucru. În ziua de astăzi nu prea vezi familii care să aibă mai mult de 2 copii. Nu poți ca să le asiguri ceea ce îți dorești și atunci te oprești. Ori ai 1, ori maxim 2. Populația îmbătrânește pe zi ce trece. Vedem ce spune Ursula von der Leyen în Parlamentul European, că bătrânii nu au ce să mai caute, sunt nefolositori. Sunt foarte mulți cercetători în domeniu care din ce în ce mai mult trâmbițează acel fenomen al eugeniei. Și iată, toate aceste aspecte, dacă le legăm, vedem că pe undeva s-ar putea ca Elon Musk să aibă dreptate. Iar acești savanți, care de ani nu e prima dată când trâmbițează chestia cu suprapopularea planetei. Nu e nimic nou sub soare. Dar tot ceea ce înseamnă criză, astea sunt fabricate. Criza energetică este fabricată. Criza alimentară este fabricată pe fondul crizei îngrășămintelor chimice. Criza chipurilor, și vom discuta despre chipuri, iarăși este fabricată. Toate astea sunt într-un laborator fabricate. Dintr-o dată peste noapte nu mai avem alimente, dintr-o dată peste noapte nu mai avem energie. Acel, să ne aducem aminte de acel joc pe rețelele de socializare foarte periculos cu blackout-ul, care a fost un exercițiu demonstrativ only one în Austria.
dar a fost numai un experiment localizat în țara care se cheamă Austria. Nu! Europa va intra în blackout. Cineva a trâmbițat pe rețelele de socializare și toată lumea s-a făcut arici. Da. Gata, cumpărați-vă alimente, cumpărați-vă lanterne, cumpărați-vă lumânări, asigurați-vă pentru 10 zile. A fost o temă, dar numai ca să vedem cum poate o temă aruncate, da, să producă o confuzie aproape mondială. Cel puțin în România a făcut prăpăd. Toată lumea era disperată. Ți-aduce aminte războiul lumilor la radio? Da, da. Nu e prima oară. Oamenii sunt ușor de indus în eroare. Chiar a fost experiment. A fost un experiment extraordinar. Exact. Succes. Oamenii sunt ușor de indus în eroare. Da, acum hai să ne mai gândim la altceva. Este perfect, adevărat tot ceea ce am discutat până acum. Însă, chiar de la început am scăpat o chestie din vedere. Roboții. Roboții care vor ajunge în viitorul apropiat, am spus, eu nu mă mai refer decât la viitorul 10-20 de ani. Nu mai roboții care vor înlocui ființa umană în tot ceea ce face. Și atunci într-adevăr începi să-i dai dreptate lui Elon Musk. Cu ani în urmă și nu mulți, cu 2-3 ani în urmă, Emmanuel Macron spunea sușitare că robotizarea va duce la dispensarea oamenilor, pur și simplu scoaterea lor pe dreapta, nu va mai exista pensii și atunci impozităm firmele robotizate și luăm de pe ei asigurări sociale ca să avem din ce să susținem pensionare, din ce să susținem lumea, ajutoarele sociale. Eu merg și mai departe pentru că, practic, într-o asemenea societate tu nu vei mai avea nevoie de bani. Tu vei avea roboții care vor munci fără odihnă, fără somn, fără nimic, doar cu mentenanță pe care și-o pot face singuri, fără ca intervenția umană să fie necesară. Vei avea roboții clasa muncitoare, iar aceștia vor produce pentru oameni. Iar tu, omului, îi vei asigura energie și mâncare. E suficient. Și acum, ca o nostimadă, Elon Musk are din prima căsătorie 5 fii, căsătorit în perioada 2000-2008 cu Justin Wilson și acum trăind cu artista Grimes, cei 5 copii făcuți in vitro. Da. Cu artista Grimes are încă un copil care l-a botezat XAEA12. Și asaltată pe Twitter de fani, Grimes spune următoarele. Explică De ce au botezat astfel copilul. X vine la, este variabila necunoscută. Este necunoscută ca în matematică. AE, care se pronunță A, este cum scriu eu în limba elfă. AI înseamnă dragoste și sau inteligența artificială. A12 este predecesorul lui SR-17, avionul nostru preferat, fără arme, fără apărare, doar viteză. Grozav în luptă, dar neviolent. Și A, mai vine de la Arhanghel, cântecul meu favorit, răspunsul lui de pe Twitter. Twitter, da. Nonconformiști și experimentali. Este fabulos. Imaginează-ți cum va fi strigat acest copil când va fi mare sau cum se va prezenta el. Este... Va avea mari dificultăți de integrare sau și chiar de personalitate. Deci, copilul viitorului, da. Deci, e o situație bine, normală pentru Elon Musk, dar un copil cu un nume de robot. Poate fi o serie de la un robot. Vom discuta în partea a doua emisiune despre super roboți. Poate fi o serie de robot. Este de discutat. Eu cred că totuși Elon Musk nu vorbește aiurea. Eu așa cred. Nu, în niciun caz. Are dreptate undeva. Dacă luăm și privim în ansamblu tot ceea ce înseamnă viitor, la momentul actual. Iată ce spune Elon Musk despre planul uriaș pentru anul 2022. E vorba de înlocuirea neuronilor defect sau lipsă cu chipuri, care este modul corect de a gândi, spune el. Multe probleme pot fi rezolvate doar punând semnale între neuronii existenți.
și sperăm să avem acest lucru cu de curând. Ținta noastră sunt oamenii care au leziuni grave ale măduvei spinării. Și tocmai citeam un articol din 12 decembrie care spune felul următor, tot legat de Elon Musk cu Neuralink. Așa, Musk a făcut anunțul recent în timpul unui interviu în care a fost întrebat de obiectivele Neuralink pentru anul 2022. Miliardarul a făcut referire și la succesul companiei în implantarea neurocipurilor în creierul maimuțelor. Și în completare spune că sperăm să reușim asta cu primii oameni care vor fi persoane cu leziuni ale măduvei spinării, precum pacienți tetraplegici și quadriplegici anul viitor. Așteptăm aprobarea de la FDA, a declarat Musk. Aprobare pe care o vor obține. Absolut. Dar, nu este nimic nou sub soare. Spuneam și înainte de emisiune. Exact. Elon Musk, citind niște materiale care îmi plac mie în mod cu totul și cu totul deosebit, am făcut conexiunea și mi-am dat seama că, de fapt, Elon Musk, ca și alții, este doar o interfață. Daniel Estulin, un jurnalist celebru care a scris Clubul Bilderberg, conducerea secretă a lumii, și care a ținut o prelegere în fața Parlamentului European despre Clubul Bilderberg și viitorul omenirii și criza prin care pășește omenirea, și care a publicat Clubul Bilderberg în 61 de țări, în 41 de limbi. Are o carte, Transevoluția, care vă recomand, și Proiecte Globale 2045, în care Estulin spune, cu ani în urmă, când am început să public cărți despre Clubul Bilderberg, oamenii au spus că sunt un teoretician al conspirației. Nu este adevărat. Sunt doctor în inteligență conceptuală și colonel al contrainformațiilor militare rusești cu 24 de ani de serviciu. Și iată ce scrie Daniel Estulin, și să facem legătura cu ce spune Elon Musk. Președinte Barack Obama tocmai a dat undă verde unui proiect Manhattan cu durata de 10 ani care să traseze harta creierului uman. Noul proiect, cu un buget de $1 miliard, se numește BAM, Brain Activity Map, adică cartografierea activității cerebrale. Iar faptul că DARPA este agenția, este unde, agenția unui departament al apărării Statelor Unite, așa, iar faptul că DARPA este una dintre agențiile implicate spune foarte multe. Acesta este visul dintotdeauna al tehnocraților, activarea unui creier artificial de asemenea putere și inteligență încât să poată lua toate deciziile cruciale pentru rasa umană. Cine este Barack Obama? Al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, care a fost în fotoliul prezidențial al Americii până în 2017. Deci, Elon Musk face afirmațiile legate de chipuri în creier în 2022. Da. Finally, este o interfață. Da. Da, el nu mai execută, având bani și creiere care lucrează. Da, iar în principiu oamenii de calibru ăsta pot influența extrem de mulți alți oameni. În spatele fiecărui om atât de influent și de puternic, de fiecare dată a stat o organizație. El nu poate face singur tot ceea ce face în momentul de față. Eu așa cred. Îl susține cineva din umbră sau chiar, îndrăznesc să spun, chiar îl controlează, chiar trasează anumite sarcini și se timpi. Poate. Se poate. Se poate pentru că... Și nu mai ai cazul lui. Are și cazul lui Bill Gates, Bezos, și al lui, da, Bezos, da, și da, alte nume celebre care fac arhitecturile viitorului. Da, dar uite, vezi, interesul extraordinar de puternic ca un magnet asupra creierului uman și asupra posibilității de a interveni în creierul uman, posibilităților de a implanta orice, de la chipuri până la neuroni artificiali, de la nanoroboți. Deci astea sunt, cum să spun, țintele de bază ale celor care au anumite planuri cu rasa umană.
Bun. Exact cum am discutat noi mai de mult. Mai întâi îți servesc toate treburile astea din punct de vedere medical. Că te vor ajuta. Ori medical, ori militar. Sunt două direcții. Da, dar cu masa mare de populație va merge pe chestii medicale, pentru că... E vorba de succesul experimentului. Gândește un pic. Uite, există, nu există boală pe lumea asta mai parșivă și mai greu de suportat decât accidentul vascular cerebral. Nu există. În accidentul vascular cerebral, dacă nu mori, și bine ar fi să mori dacă faci o formă gravă, te transformi, ființa umană este transformată legumă. În lut, Doru, în lutul primordial din care se spune că suntem creați toți, în lut. Tu practic ești captiv în corpul tău. Am avut în îngrijire, îngrijesc și acum pacienți cu afecțiune asta, gravă, urâtă. Toți, invariabil, îmi spun că ar da orice, dar orice, să poată merge din nou sau să poată fi independent sau să poată fi ei înșiși din nou. Toți, invariabil. Gândește un pic, un om care are, care este captiv în corpul lui, a cărui minte este captivă în corpul lui, care nu-și poate mișca picioarele, mâinile, care este tetraplegic, să spun, care comunică doar din ochi, care nu poate vorbi, care nu se poate îngriji, care nu se poate alimenta, omul ăsta face tot felul de complicații, de la infecții până la multe, multe, multe alte chestii. Practic, omul ăsta putrezește de viu, dacă nu ai grijă de el. Bun, el ar da orice, ar face orice să-și revină. Și ăștia vor fi primii care vor accepta fără rezerve orice. Orice tratament experimental. Orice. Că e vorba de un implant, că e vorba de nanorobot. Da, pentru că nu au nimic de pierdut. Iar pe asemenea oameni se va construi experiența și se va construi posibilitatea de a îmbunătăți ceea ce faci tu prima oară. Tu pui întâi un chip, pui întâi un neuron. Practic, în interiorul creierului, totul este legat de sinapse, totul este legat de transmiterea impulsului, influxului nervos între două celule, între neuroni. Dacă asiguri continuitatea acestei transmisii, lucrurile evoluează foarte bine. Adică omul merge, își face activitățile lui obișnuite. În mod natural sau nu, se pare că există posibilitatea actuală, cât mai rapidă, de a interveni în procesul ăsta. Doar nu știu cum să spun, dar este fascinant. Este. Este fascinant. Și știi când a fost înființată DARPA, această agenție, Departamentul Apărării Americii? În 1958. Și a descoperit ARPANET-ul, care este viitorul internet, care îl abuzăm noi zi de zi, GPS-ul și avionul cu detectabilitate redusă F-117. Printre altele. Printre altele, pe care nu le știi încă. Și acum cochetează cu Neuralink-ul. Deci 1958 oare? Sunt niște întrebări. Sunt anumite fenomene care s-au întâmplat prin zona aia, prin anii aia. Anumite incidente, da, anumite arii, mai mult sau mai puțin 51, da, deci sunt foarte multe, programul sunt foarte MK multe Ultra chestii. Sigur că da, sunt foarte multe chestii, sunt foarte multe chestiuni. Eu încep să pun cap la cap și pe mine mă seduce foarte mult ideea asta, eu având reflexele astea de science fiction în gândire, mă seduce foarte mult ideea că noi deja am fost contactați de o civilizație avansată cu care am făcut schimb de nu știu ce, pentru că noi nu știu ce am putea să le oferim lor, dar ei ne-au oferit nouă tehnologie, cumva. Cumva. Noi le-am oferit materialul genetic. Ori material genetic e singurul lucru pe care îl putem oferi, da, pentru că în rest, eu mă gândesc că resursele planetei, să spunem, aur. Da, dar asta n-au nevoie de acceptul nostru ca să-și-l ia. Deci nu cred că am fi avut de spus vreun cuvânt. Nu cred. Adică o civilizație capabilă să călătorească distanțe interstelare când ajunge aici la primitivismul nostru, n-are ce face cu noi. Să luăm o pauză publicitară și revenim în studio publicitate.